Începe o nouă ediție de Studio Politic la Digi24. Eu sunt Anca Suciu, bine v-am regăsit. Israelul se concentrează pe liberarea ostaticilor din Gaza azi. Doar 4 din mai bine de 220 de persoane răpite însă au ajuns real în Israel. IDF face apel la populația palestiniană acum, a folosit mai multe canale pentru a comunica cu rezidenții din fâșia Gaza. Le-a cerut informații despre ostatici și le-a promis în schimb protecție și recompense. ONU spune însă că unii palestinieni au început să se mute deja înspre nord. Ce va însemna asta? Vom discuta. Astăzi Emmanuel Macron s-a întâlnit cu președintele israelian, a fost președintele Franței în Israel și au condamnat împreună creșterea actelor de antisemitism inclusiv în Europa. Pe de altă parte, omul lui Putin critică ajutorul militar dat de Statele Unite. Din Iran transmite că americanii nu fac altceva decât să intensifice conflictul. Adu-l acasă, adu-o acasă. Asta scrie sub fotografiile zecilor de ostatici răpiți de Hamas, ordați dispăruți. Chipul lor a fost lipit pe scaunele unui avion al companiei israeliene El Al. Au fost agățate ca simbol și speranță pentru întoarcerea lor în Israel, este mesajul pe care îl transmite această companie aeriană. Acum avionul care a plecat deja din New York are la bord echipamente medicale necesare în spitalele din Israel, inclusiv truse de prim ajutor, garouri, brancardiere, dar și îmbrăcăminte termică pentru soldații IDF. De pildă, echipamente civile de asemenea achiziționate pentru familii. When the attack started, my son sent to my ex-wife a message that there is bombs and missiles on his base. October 7th at afternoon, my small daughter saw on TikTok, I think, or Telegram, a short movie that filmed when he kidnapped. And she saw him and told us that Tamir was kidnapped. Începem această ediție a Studioului Politic cu o transmisiune din Israel. În nordul Israelului se află colegii noștri Cristina Cileacu și Valentin Stan. O vedem pe Cristina. Bun găsit, Cristina. Înțelegem că ești într-un spital din nordul Israelului. Ce se întâmplă acolo? Noi tocmai ce am arătat imagini cu un avion care urmează să sosească cu ajutoare suplimentare, inclusiv echipamente necesare în spital. Da, nu e vorba însă de acest spital, sunt în cel mai sigur spital din Israel. De ce? Pentru că este un spital aproape de granița cu Libanul și granița cu Siria și ca atare israelienii au făcut un spital care pe lângă clădirea obișnuită pe care o putem vedea de pe stradă are și această zonă underground. Vedeți, sunt pacienți aici, sunt medici, toată lumea lucrează ca într-un spital absolut obișnuit, nu e nimic mimat, nu e nimic neserios. Și de ce am venit aici? Pentru că sunt aceste uși foarte grele, sunt din metal, ele se închid automat dacă spitalul este atacat, pereții sunt foarte groși, o să vă arate imediat colegul Valentin Stan, totul este securizat, iar acest spital, după cum ne-au spus medicii de aici și personalul care lucrează aici, este cel mai sigur loc din Israel, pentru că acest spital a fost construit după al doilea război cu Libanul,
În primul război erau foarte des atacați de rachete și ca atare toată lumea avea de suferit, inclusiv pacienții care deja aveau de suferit, și ca atare acum aici este un spital în plină funcționare, după cum se vede și activitatea, și toată lumea își face treaba. Sunt medicii, sunt infirmierii, sunt pacienții, încercăm să nu filmăm pacienți, da? Că nu e corect, și se lucrează la foc continuu. Aici au venit de altfel și cei peste 200 de răniți, atât persoane civile cât și soldați. În primele zile ale atacului, ei au fost afectați de rachetele trimise din Liban de Hezbollah. Deci acesta este un spital sigur și, după cum ne-au spus medicii de aici, cel mai sigur spital din Israel, unde toată lumea lucrează la foc continuu, fără nicio problemă, de câte ori sunt bombardamente sau nu. Totul funcționează în regulă și totul funcționează ca într-o zi obișnuită și în deplină siguranță. Spuneam că aceste uși, acești pereți foarte groși, ușile se închid, se sigilează și totul rămâne în perfectă stare de funcționare în interior. Spitalul este foarte bine dotat, iar deasupra, deci în afară de această zonă subterană, există o parte de clădire care are unitățile acestea speciale de urgență și așa mai departe, care trebuie să funcționeze fără niciun fel de întrerupere, și ca atare acestea funcționează într-o zonă și mai securizată a spitalului, dar acolo siguranța este din construcția clădirii de asemenea permanentizată. Deci oamenii pe care îi vedeți aici în jurul nostru au fost mutați aici a doua zi după ce a început atacul terorist din două părți, și din sud și din nord, asupra Israelului. Cristina, din imagine pe care le vedem în spatele tău, pare un spital cu toate dotările necesare. Tu ne-ai povestit mai devreme că toată mutarea s-a petrecut într-o singură zi. Ce ți-au povestit medicii de acolo? E nevoie de ajutor suplimentar? Totuși, zona de nord încă e o zonă riscantă. Tocmai ce spuneai și tu, e apropierea de Liban, Hezbollah a amenințat, au fost lansate atacuri și de acolo. Și vorbim de o zonă riscantă, o zonă care poate fi refugiu de asemenea pentru cei din Israel, din partea de nord, dar în special pentru răniți. Ori poate fi o zonă unde numărul răniților să crească. Am vorbit mai devreme cu adjunctul managementului acestui spital, care mi-a spus foarte clar că, deși sunt foarte pregătiți să facă toate aceste mutări și toate aceste schimbări de lucru, pentru că mi-a explicat este o diferență să lucrezi deasupra, este o diferență să lucrezi în subteran, mi-a spus că un singur lucru nu se oprește la acest spital, dincolo de îngrijirea permanentă pentru pacienți, și anume pregătirea personalului. Oamenii care lucrează în acest spital sunt permanent pregătiți, fac permanent antrenamente, dacă le putem spune așa, e o pregătire practic profesională în domeniul medical, să fie convinși că atunci când apar astfel de situații, sunt atacuri și sunt probleme și pot primi la un moment dat prea mulți pacienți, cum a fost cazul recent, când au venit aproape 200 de oameni aici, nu toți odată, dar vin oricum în număr mai mare dacă sunt bombardamente. Oamenii de aici sunt foarte, foarte bine pregătiți să facă față acestor lucruri și nu se culcă pe ureche, nu spun am mai făcut asta, știm deja, sunt experimentați, dar îmi spunea adjunctul spitalului că într-adevăr este foarte important la război să îți păstrezi calmul, și ca atare toată această mutare a pacienților s-a făcut cu foarte mult calm, într-o ordine desăvârșită, pentru că oamenii știu foarte bine ce au de făcut, și când ești pregătit pentru acest lucru, bineînțeles că lucrurile merg în firescul lor și fără nicio panică și fără nicio problemă. Mulțumim, Cristina, pentru informații. Vă așteptăm atât pe parcursul acestei ore, cât și pe parcursul orelor viitoare. Cristina ne oferă o fereastră înspre Israel, atât în zonele foarte apropiate de fâșia Gaza, de Cisjordania, cât și cum rezistă israelienii, despre care sau care povestesc, pentru că i-ați auzit și în direct la Digi24, că trăiesc și ei în teroare în toată această perioadă. Alături de noi, Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Mulțumesc că sunteți cu noi. Să nu mă mulțumesc pentru aici. Se tot fac eforturi pentru a detensiona acest război. Vine, pentru că spuneam mai devreme, omului Vladimir Putin, Lavrov,
merge în Iran, dincolo de imaginea aceasta a Iranului. Deci e prezent, Rusia este prezentă în Iran, Iranul care finanțează Hamasul și grupările teroriste. Iar de acolo, Lavrov ne transmite că Statele Unite ale Americii, prin ajutorul militar și prin prezența militară în Mediterană, aproape de Israel, nu fac decât să pună paie pe foc în acest conflict. Care e explicația dumneavoastră? Având în vedere ceea ce Lavrov a făcut 20 de ani de când este în funcția de ministru de externe, peste 20 de ani, ceea ce vedem este, de fapt, întregul conținut al vizitei ministrului de externe rus la Teheran. S-a dorit imagine. Pur și simplu, un anume tip de semnal, iată, Federația Rusă reintră în joc. Este clar că, într-o formă sau alta, Iranul trebuie abordat, pentru că, în acest moment, cuvântul de ordine este contingentare. Pe de o parte, sprijinul total și clar în ceea ce privește Israelul, atâta vreme cât a suferit un act terorist abominabil, ceva dincolo de orice fel de înțelegere, nu numai umană, dar și chiar strategică. Iar pe de altă parte, componenta umanitară privind fâșia Gaza și cei aproape în acest moment 900 de mii de palestinieni deplasați, relocați. Nu se știe însă unde și ce înseamnă partea de sud a fâșiei Gaza. Ori, din punctul de vedere al Federației Ruse, după și în contextul atacului în Ucraina, ideea politică de bază este să iasă din izolare. Ei bine, a găsit acest moment și încearcă să speculeze la maximum. Foarte mari rezultate însă nu va obține, pentru că, în egală măsură, Federația Rusă nu își poate permite să ducă un anume tip de politică de respingere față de Israel. Marea majoritate a cetățenilor israelieni din zonele comunitare sunt vorbitori de limba rusă. Așa că și din această perspectivă trebuie să fie foarte atent, cu atât mai mult cu cât Israelul a fost relativ neutral, mai ales în ceea ce privește furnizarea de armament către Ucraina. I s-a solicitat acest lucru și Israelul nu a acționat. Mi-ați povestit însă, discutând despre războiul din Ucraina însă de multe ori, că Lavrov este un ministru de externe experimentat, e un diplomat cu experiență și își alege bine cuvintele atunci când le rostește. S-a întâmplat însă să fie o voce în propaganda lui Vladimir Putin în războiul din Ucraina. De această dată e propagandă sau e o amenințare, o încercare de a descuraja Statele Unite ale Americii să fie atât de prezente acolo în Israel? Este semnalul pe care Federația Rusă, direct sau indirect, îl transmite de ani buni. Și anume, nu faceți greșeala să nu țineți seama de noi. Vă amintesc că atunci când vorbeam de Ucraina, la un moment dat au fost două interviuri date de Biden și de fostul cancelar german Merkel. Și în acele interviuri, cei doi au spus oarecum paradoxal și oarecum neprovocați de cei care luau interviul, Vladimir Putin să știe că îl luăm în serios. Ei bine, acest îl luăm în serios. Pentru Moscova înseamnă foarte mult dacă mesajul vine din lumea decizională, lumea liberă. În acest moment, ceea ce dorește prin intermediul lui Lavrov este ca Federația Rusă, inclusiv în Orientul Mijlociu, să fie luată în serios. Ei nu au un plan în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Orice fel de reimplicare însă a Statelor Unite, consum de resurse, dileme politice interne, pentru că și acestea sunt semnificative, reprezintă o modalitate în care Federația Rusă să conteze, iar Statele Unite să fie pusă în situația de a nu cumva să iasă din Orientul Mijlociu înfrânt. Și există un răspuns simplu, cât contează Rusia pentru Orientul Mijlociu acum? Nu există un răspuns simplu, pentru că Rusia, ca de altfel și China, ca de altfel și Statele Unite, s-au oferit, cum se spune, să pună piciorul soldatului pe pământ. Deci, ideea unei intervenții prin proxy, iar acum, din punct de vedere militar, Federația Rusă chiar nu are capacitățile necesare, poate fi o idee în ceea ce privește mai ales aspectele care țin de ostateci, canale de comunicare, atenție, nu mediere. Pur și simplu, prin Federația Rusă și prin Lavrov, care, da, a acumulat un anume nivel de încredere, mă rog, luați încredere în sens diplomatic, adică în sens cinic, în Occident, să poată fi folosite la un moment dat. Adică Federația Rusă să spună nu aveți altă disponibilitate de a ajunge la Hamas decât prin Qatar, Turcia mai mult sau mai puțin, deci de ce să nu folosiți această oportunitate, fiind vorba de probleme umanitare în discuții?
Vă propun să ne uităm și înspre fâșia Gaza. ONU vorbește despre faptul că mai mulți palestinieni s-ar întoarce în nord. Noi am discutat, sau cel puțin informațiile care au venit în prima parte a acestui conflict, după 7 octombrie, după atacul Hamas din 7 octombrie, a fost apelul israelian: plecați în sud pentru a fugi de război, pentru a vă feri de atacul terestru și aerian. De cealaltă parte au fost mesaje venite dinspre Hamas, rămâneți acolo, dinspre Liban, dinspre Iran, rămâneți acolo. Ce urmărim acum, însă, în informațiile care vin din presa internațională, și înțelegem că este și un reporter BBC acolo, în zona de punctului de trecere a frontierei de la Rafah, s-a lovit din nou în apropiere, adică orașul Khan Yunis. E aproape de punctul de trecere a frontierei, dar este puțin mai înspre centrul Israelului. A fost supus unor noi bombardamente din partea Israelului. În jurul orei 12:30 ar fi fost raportate noi lovituri asupra clădirilor. Un reporter BBC care se află în Gaza a surprins imagini după incident și se vede cum oameni caută printre dărâmături pentru supraviețuitori. De altfel, avem și mărturia unui român, este acolo în Gaza, încearcă să-i ajute pe răniți. S-a filmat în momentul în care au loc inclusiv aceste căutări de supraviețuitori, îl urmărim și noi. Ce s-a întâmplat acum? Verișorii noștri s-a atacat. Și încă oameni încearcă să vină. Clădirea asta are peste 60 de persoane. Și speram. Acum și oamenii încă încearcă să iese de aici. 10 familii au fost distruse aici, în această zonă. Dumitru Porțun, specialist în comunicare politică, este alături de noi. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Și salutări dumneavoastră! Salut, ne-am uitat foarte mult la imaginile cu ostaticele care au reușit să ajungă acasă. Sunt într-o condiție bună, sunt sănătoase atât cât le permite și vârsta, pentru că vorbim de persoane de peste 80 de ani. Două femei care au fost eliberate, în total 4 persoane au fost eliberate dintre cele răpite. Vorbim de un total de peste 220 de ostatici. Cifra însă este o estimare. Nu se știe cu exactitate în acest moment câte persoane mai sunt în viață și sunt în grija, să spunem așa, a teroriștilor Hamas. Domnule profesor, toate orele acestea despre asta se discută. Cum să facem pentru ca ostaticii să se întoarcă acasă? Pare această nouă etapă în conflictul dintre Hamas și Israel, se implică atât Occidentul, observăm că se implică Iranul, se implică Orientul Mijlociu de asemenea. Cum vedeți dialogul acesta? Cât de aproape pare de a se ajunge la un compromis? Cât de mult se îndepărtează de o soluție? Nu cred că ne apropiem de un compromis. Nu cred. Implicarea unora dintre actorii acestei scene este doar o mișcare de imagine, cum a spus foarte bine domnul ministru Diaconescu, când se referea la Rusia. Sunt și alții care intervin doar ca să fie prezenți în cadru, ca să nu lipsească, să nu se spună că nu se ține cont de ei, că sunt la masa marilor puteri sau măcar a puterilor regionale. Ca să reușești să mediezi, trebuie să existe foarte multe condiții îndeplinite dintr-o dată. Un anumit tip de cunoștințe, un anumit tip de relații, un anumit tip de istorie comună, un anumit tip de obligații reciproce și așa mai departe. Și un anumit tip de gândire care poate să pună între paranteze suferințe, amintiri, tragedii și să se uite în față pentru o soluție de viitor și nu în spate la lucrurile care s-au întâmplat și care ne-au rănit și ne-au făcut să pierdem membrii familiei, prieteni. Este un profil
psihomoral al negociatorului, care se întâlnește foarte rar. S-a întâlnit, din fericire, în 1992 la Oslo, când s-au întâlnit reprezentanții Organizației pentru Eliberarea Palestinei și ai guvernului israelian, care au ajuns la un astfel de consens, au mers la Washington și au semnat celebrele acorduri de la Camp David, când președintele Clinton i-a tras spre el și i-a obligat să dea mâna, Yitzhak Rabin și Yasser Arafat. Atunci a fost un moment istoric. Din păcate, dușmanii concilierii, dușmanii păcii, dușmanii consensului de care vorbiți dumneavoastră, au organizat peste o săptămână un mare meeting la Tel Aviv cu 1 milion de participanți împotriva păcii cu palestinienii, împotriva împăcării. Atunci s-a lansat în viața politică acest Benjamin Netanyahu, care s-a urcat la tribună, era un tânăr parlamentar anonim și care a avut un discurs naționalist de o mare duritate. Atunci a devenit vedeta politică a Israelului. Peste încă o săptămână a fost o replică la acest meeting cu partizanii păcii, meeting la care a fost asasinat Yitzhak Rabin, premierul păcii, de fapt. Acest Yitzhak Rabin, care fusese general în armata israeliană și pierduse prieteni, colegi, omorâți de palestinieni, reușise să dea mâna cu Yasser Arafat, alt lider militar, care fusese și el implicat în bătălii. Oamenii ăștia au reușit să treacă peste propria lor istorie, de dragul istoriei poporului lor. Domnule profesor, vă întrerup doar pentru a le explica celor de acasă ce urmărim. Sunt imagini în urma atacului din orașul Khan Yunis, vă spuneam despre el mai devreme. Imaginile sunt din timpul atacului, sunt armata israeliană, lovește cu rachete. Informația care vine dinspre BBC, care are un reporter acolo la fața locului și a surprins în imagini incidentul. El observă faptul că că e lovită o clădire care este în apropierea unui spital și, de asemenea, în imagini se observă mai mulți supraviețuitori care caută persoane sub dărâmături. În acest moment este o informație nouă, luați-o ca atare, vom documenta în continuare, încercăm să strângem informații despre acest atac. Domnule ministru Diaconescu, de ce fac această precizare? A fost momentul atacului asupra spitalului. Atunci când, la câteva zile distanță, nu câteva ore, am ajuns să aflăm că Hamasul a fost de fapt o rachetă trasă din interiorul fâșiei Gaza, nu a fost o rachetă israeliană, că a căzut în parcarea unui spital, nu în spital, și că numărul victimelor nu era 500, așa cum inițial raporta Hamas, ci 20 de persoane. Ce urmărim însă acum în imagini și puteți vedea și dumneavoastră, domnule ministru, în partea stângă și partea dreaptă. Din partea dreaptă se vede atacul de la distanță, în partea stângă imagine surprinse de acolo, aproape de clădire. Israelul a recunoscut faptul că a lansat sute de atacuri aeriene în ultimele ore. Vorbim de 740 doar în 48 de ore. A vorbit de atacuri pe timpul nopții. În toată această perioadă, Hamasul a vorbit de numărul impresionant de civili de acolo. În afară de jurnaliștii din presa internațională care sunt prezenți acolo în fâșia Gaza, observatorii independenți, imparțiali, nu avem în zonă. Cum să analizăm aceste imagini, această informație? De ce atacuri asupra Khan Yunis? Aș prelua ce spunea domnul profesor Borțun, pentru care foarte mare importanță. Se numește suspiciune și narativul victimizării. Dacă reușești, și istoria este contrafactuală din multe puncte de vedere, să treci peste aceste paliere, atunci posibilitatea unor înțelegeri, pentru că nu putem vorbi de negociere, este ridicolă față de ce se întâmplă în teritoriu în acest moment, ideea de a vorbi de soluția cu două state. Efectiv, nu ai cu cine să stai de vorbă. Din această perspectivă, poți să arunci public astfel de subiect. În al doilea rând, în acest moment, tema ostateci, zona umanitară
și necesitatea obiectivă de retaliere a Israelului sunt atât de greu de acomodat într-o soluție politică pe care evident că toată lumea o dorește, inclusiv statele din regiune. După modesta mea părere, nici Iranul nu dorește o extindere și o regionalizare totală a acestui conflict. Nimeni nu vrea așa ceva. Numai că la un moment dat se intră într-un spin inerțial. Și de aceea se transmit solicitări pe foarte multe canale politice, diplomatice, religioase, ale organizațiilor neguvernamentale, Israelului să fie cât se poate de atent în ceea ce privește ofensiva militară, care mai devreme sau mai târziu se va întâmpla. Pentru că în momentul în care se intră în această spirală, toate aceste zone de dialog, iarăși evit cuvântul negociere, vor deveni nefuncționale. Nu va mai fi credibilă o astfel de acțiune. În acest moment, de exemplu, regele Iordaniei, președintele al-Sisi al Egiptului, privesc, știu că sunt pivotali în regiune, știu că sunt extrem de importanți în zonă, dar pe de altă parte exodul palestinienilor reprezintă o amenințare pentru ei. Motiv pentru care nu din punct de vedere umanitar privesc o eventuală primire a sute de mii de palestinieni, ci din punctul de vedere al viitorului. Pentru că istoria vine peste ei din multe puncte, din multe perspective. În egală măsură s-a discutat de ziua de după. Nu există nici măcar o premiză cât de cât minimală ce înseamnă ziua de după, adică ofensiva Israelului se va desfășura în fâșia Gaza, să zicem, Hamasul va fi destructurat, va fi distrus, deși e o ideologie mai mult decât o organizație militară, și de aici sunt alte consecințe. Ce se întâmplă în ziua de după? S-a spus, Mahmoud Abbas se va întoarce ca șef al autorității palestiniene în fâșia Gaza. Cum va intra în fâșia Gaza? După tancurile israeliene? Domnule ministru, vă propun să discutăm împreună cu domnul profesor Borțun și despre aceste ipoteze prin prisma unui sondaj de opinie. A fost întrebată populația civilă din Israel ce părere are despre asta și dacă crede că acest guvern are un plan exact pentru etapele viitoare ale războiului. Însă, înainte de asta îi spun bun găsit Roxanei Perez. Este o româncă stabilită în Israel. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Doi nepoți sunt în acest moment înrolați în armată, nu-i așa? Bună ziua! Da, doi nepoți ai soțului meu, da, de fapt trei, da. Tineri? Da. Tineri, da, tineri, într-adevăr sunt în rezervă, dar sunt până în 30 de ani, da. Știți de ei unde sunt? Primiți informații? De unul nu avem informații pentru că este în serviciile secrete și nu ni se dau informații. Inclusiv familiei mamei lui nu putem să cerem, nici ei nu pot să ceară informații. Iar ceilalți doi sunt la câțiva metri de fâșia Gaza. Sunt chiar pe graniță, așteaptă comanda de a intra. Pentru că știm că o serie de comandouri intră temporar pentru misiuni scurte în fâșia Gaza, apoi se reîntorc în Israel. Eram curioși dacă aveți informații despre acest lucru. Da, da. Clar, sunt anumite părți în care, în partea de nord, unde a fost foarte mult bombardat, se intră. Totul este foarte dificil pentru că ieri sau alaltăieri a fost un incident, alaltăieri cred că a fost un incident în care s-a omorât un soldat într-o astfel de intrare. Încearcă să mai aducă din cadavre pentru că s-au mai găsit cadavre, sunt dintre cei care au fost răpiți și până la urmă au fost omorâți, au omorâți în Israel și luate corpurile în partea din fâșia Gaza și se fac diferite cercetări în interior, încearcă. Să știți că noi avem acum pe ecran imagini pe care le-am primit de la BBC în urmă cu puțin timp, un atac asupra unei clădiri care ar fi lângă un spital în Khan Yunis. Ce părere aveți dumneavoastră personal despre aceste atacuri asupra orașelor din fâșia Gaza? Acum 5 minute exact, când așteptam să intru în direct, eram cu dumneavoastră în direct și vă ascultam, au fost asupra Israelului, tot centrul Israelului și acum, uitați,
sunt alarme în Berșeva, la 40 de kilometri de fâșia Gaza, oraș foarte mare, al treilea oraș ca mărime, și au fost alarme în cel puțin 20 de orașe. Acum 5 minute, 7 minute și acum sunt alarme în Berșeva, chiar momentul ăsta. Pentru cei care vă urmăresc și pentru cei care vă urmăresc, alarmele înseamnă că sunt atacuri, da, cu bombă, doar se aruncă cu bombă. Se aruncă cu bombă dinspre fâșia Gaza. Ce pot să vă spun? Populația din fâșia Gaza a fost anunțată de către armată, de către autorități, în toate căile posibile, că trebuie să se retragă în sud. Problema este că la Rafia nimeni nu bombardează. În restul părților este problema lor, că nu vreau să plece, că nu sunt lăsați să plece. Există mai multe variante, este adevărat, dar armata trebuie să-și facă treaba, Hamasul trebuie eliminat și altfel nu se poate. Dumneavoastră aveți încredere în planul pe care îl are armata israeliană în această ofensivă pe care o desfășoară deja? Noi am tot vorbit de o ofensivă terestră care masivă, care ar fi presupus sute de mii de soldați acolo, dar deja se întâmplă. Nu există. Nu există un plan fix. Planul merge în funcție de ce se... Uitați, e plin de alarme. În momentul de față e plin de alarme. Se aruncă masiv. Ce pot să vă spun este că armata nu are un plan sigur. În primul rând este aducerea ostatecilor. Acesta este primul obiectiv. Armata, în primul și în primul rând, a stat și stă departe de fâșia Gaza și nu intră tocmai din acest motiv. Autoritățile se consultă, bineînțeles, cu americanii, pentru că ei sunt parte acum din toate acțiunile noastre și ne susțin și normal ca ei să intervină și să-și spună părerea și armata să nu acționeze singură. Faptul că se întârzie intrarea în fâșia Gaza ne liniștește populația din Israel. Populația din Israel, în general, își dore... Îmi pare rău, avem alarmă. Momentan în orașul meu este alarmă, în partea de nord, eu sunt în sud. Doar un pic să stric copiii să intre în bunker. Mirel! Mirel! Tirdile mata! Îmi cer scuze, încă la noi, în partea noastră, orașul este divizat în secțiuni și acum este alarmă în partea de nord. Noi suntem în partea de sud. Tizari! Tizari! Aveți nevoie ca și dumneavoastră să vă adăpostiți? Nu, momentan nu, dar copiii îi doresc ca să fie adăpostiți, chiar dacă nu sunt alarmele chiar în zona noastră de oraș. Armata a făcut în așa fel încât să fie... orașele, chiar orașele mari, să fie împărțite în zone. Și în momentul în care este în partea de nord, noi în partea de sud nu trebuie să ne adăpostim, dar se aud. Am auzit acum bombardamentele. Și mergeți în camera aceea sigură pe care o aveți? Da, da, chiar am spus copiilor să coboare jos, pentru că noi avem la subsol, da. Doamna Perez, vă mulțumesc tare mult. Da, dacă mai vreți să ne transmiteți un ultim mesaj, n-aș vrea însă, aș vrea să fiți alături de copiii dumneavoastră și apreciez tare mult, vă mulțumesc că fiți cu noi. Copiii sunt obișnuiți, noi suntem la 37 de kilometri de fâșia Gaza și copiii sunt obișnuiți, avem 45 de secunde până să ajungem în bunker și totul e în regulă. Nu vreau să arăt copiilor panică, dar suntem precauți, asta este adevărul. Ce vreau să vă spun este că noi, populația Israelului, suntem conștienți că trebuie intrat terestru. Altfel nu se va putea ajunge la o liniște care să dureze mai mult. Populația nu își mai dorește liniște cumpărată pe banii Qatarului, pe banii care îi dă Israelul, curent, gaz și tot ceea ce li se dă.
pe 3 luni, pe 4 luni, pe 6 luni. Israelul nu mai dorește, poporul Israel nu-și mai dorește asta. Iar autoritățile au înțeles și prim-ministrul Israelului a înțeles că acum depinde de... Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Depinde de acțiunile care se vor desfășura în continuare. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la Studio Politic. Roxana Perez este o româncă stabilită în Israel. Luăm o scurtă pauză acum, revenim. Breaking news la Digi24, am revenit cu studioul politic. Imaginile pe care le urmărim în acest moment vin din Gaza, din orașul Khan Yunis, acolo unde o clădire a fost bombardată de armata israeliană. Din primele informații, e vorba de o clădire în apropierea unui spital și vorbim de victime. Imaginile surprinse de un jurnalist BBC arată cum oamenii caută sub dărâmături supraviețuitori. De cealaltă parte, în Israel, tocmai am stat de vorbă cu o româncă stabilită în partea de nord a Israelului, iar acolo se aud în continuu de câteva minute alerte aeriene. Iar asta înseamnă că Hamasul atacă Israelul în acest moment, în momentul în care vorbim. Vorbim de un conflict care nu face altceva decât să crească în intensitate. Veștile bune, dacă vreți, vin din partea amânării ofensivei terestre. Se negociază eliberarea ostaticilor de către Hamas. Mai bine de 220 de persoane au fost răpite de teroriști în atacul din 7 octombrie. Mărturia uneia dintre ostaticele eliberate, vorbim de două persoane eliberate aseară, alte două persoane au fost eliberate zilele trecute, deci vorbim doar de 4 persoane eliberate din mai bine de 220. Această femeie de peste 85 de ani povestește cum a trăit un iad acolo și citez acum din mărturia sa, a mers kilometri pe jos pe pământ umed, era o rețea mare de tuneluri subterane care arată că pânze de păianjen, arătau ca pânze de păianjen, în timpul călătoriei povestește, oamenii m-au bătut cu bețe. Mi-au luat ceasul, iar când am ajuns acolo ne-au spus că ei cred în Coran și că nu ne vor face rău. Acolo povestește sistemul de tuneluri despre care am tot vorbit, în care ar locui gruparea teroristă Hamas, și povestește că acolo e foarte multă umiditate tot timpul, ne-am întins pe saltele, dar povestește că odată la 2-3 zile de asemenea venea un medic și aveau parte de ajutorul sau asistența medicală a unui medic care le ajuta să nu se îmbolnăvească. S-a discutat, domnule profesor Borțun, mă uit la dumneavoastră mai întâi, despre faptul că această femeie vorbește fie de teroare, fie apare în imagini mângâind, arătând chiar un gest de tandrețe pentru terorist. Cum vă explicați aceste imagini? Vorbim de un șoc? Vorbim totuși de o grupare teroristă care e dispusă la negociere? Ce vă spun toate informațiile din ultimele ore? Dacă am fi tentat să speculăm, am putea să invocăm așa zisul sindrom Stockholm, când victima devine dependentă emoțional de terorist. Dar eu cred că acolo sunt niște relații umane sub nivelul strategiilor și tacticilor militare, cum se spune când zbor pe sub radar, da? Acolo este vorba de relații de la om la om care nu intră în calculele strategice militare și arată altfel. E alt aspect al condiției umane. Nu cred că liderii militari vor accepta vreodată să dea înapoi toți prizonierii. Și vă spun de ce. Ei sunt singura lor rezervă politică pentru negociere și pentru păstrarea la distanța armatei israeliene. Nu vor da niciodată pe toți. Vor da probabil niște cazuri de diabet cu dependență de insulină, vor da niște cazuri de femei care sunt gata să nască, vor da probabil niște cetățeni americani ca să nu înfurie vecinul de la nord, dar nu de la vest, dar nu vor da toți prizonierii. Asta cred, pentru că așa îmi sună mie
logica gândirii militare. Sunt curios ce spune și domnul ministru Diaconescu, dar eu așa văd problema. Nu cred că vor da toți prizonierii. Domnule Diaconescu, și discutăm imediat, domnule profesor, discutăm de aceste imagini și discutăm de acești ostatici care se întorc în Israel ca de o veste bună, dar dacă ne uităm însă în atmosfera din rândul cetățenilor, civililor israelieni, vedem destul de multă divizare. De ce vă spun asta? Colegii de la Digi24.ro au luat un sondaj de opinie publicat inclusiv de agenția spaniolă EFE, de Times of Israel de asemenea, în care apar câteva cifre interesante și din această perspectivă vă rog comentariul dumneavoastră. Încrederea cetățenilor israelieni în executivul condus de Benjamin Netanyahu este la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii. Asta reiese. Sondajul a fost realizat de Israel Democracy Institute după atacul Hamas din 7 octombrie și arată așa: 20,5% față de 28% în luna iunie încredere a israelienilor evrei în acest guvern și o scădere chiar mai importantă, 7,5% față de 18% în luna iunie, nivelul de încredere acordat guvernului de către israelienii arabi. Da, în primul rând simplu. Dacă ostatecii ar fi returnați, în acel moment, în 48 de ore, fâșia Gaza, Hamasul, ar vedea o ofensivă militară de proporții. În al doilea rând, deja răul este comis. Nu are absolut niciun fel de importanță că, la un moment dat, unul din ostateci mai primește o cană de apă în plus. În al treilea rând, sunt ostateci din zeci de țări, țările respective, practic, au suferit un atac la suveranitate, câtă vreme cetățeanul lor a fost preluat, ostil și ținut ca monedă de schimb. Deci, aici, discuția și după părerea mea este închisă și, nu, practic, Hamasul nu are un instrument pe care ar putea să-l folosească. Ideea să dai drumul la ostatești și contra câteva mii de palestinieni deținuți în Israel ar reprezenta, a da curs unui șantaj. Niciun stat din lumea aceasta nu ar face așa ceva. Referitor la acest sondaj, da, și eu din câte știu, neîncrederea în prim-ministrul israelian este dincolo de 70%. Practic, ceea ce israelienii reproșează este de ce s-a ajuns aici. De ce nu au funcționat instituțiile în a preveni atacul din 7 octombrie? De ce reacția până la urmă nu a fost una care, într-adevăr, să elimine Hamasul înainte de a produce aceste probleme? Vor fi schimbări de guvern? Vor fi schimbări de miniștri? Cotidianul israelian Yediot Ahronot a dezvăluit că 3 membri ai guvernului s-ar pregăti să demisioneze, fără să dea nume. Bun, dacă demisionează, atunci înseamnă că este o înțelegere politică internă. O schimbare de guvern, până nu se lămurește. Exact, o schimbare de guvern în condițiile unei situații de război, pentru că este în război și acum, când noi vorbim. Au un guvern de război. Exact, nu poate fi acceptabilă și evident nu poate fi o soluție. Benny Gantz din opoziție s-a alăturat guvernului, are experiență militară, e general și el la originea pregătirii sale, deci din acest punct de vedere, până când situația nu este rezolvată într-o formă sau alta, bine, asumări personale, da, pot exista, da, dar o mișcare politică nu. Domnule profesor, revin la dumneavoastră. Foarte interesant și cum arată cifrele atunci când israelienii sunt întrebați dacă ar trebui să se negocieze cu gruparea teroristă Hamas. Revin la dumneavoastră însă după o scurtă pauză. Despre ce cred israelienii apropo de negocierile cu gruparea Hamas pentru eliberarea ostaticilor vom discuta acum, domnule profesor Borțun. 17,5% dintre cei întrebați, intervievați, cred că negocierile ar trebui să aibă loc acum, chiar dacă asta înseamnă oprirea luptelor. Mai departe, 32% cred că negocierile ar trebui să aibă loc în paralel cu luptele. 32%. În comparație, 14% dintre israelieni cred că negocierile pot avea loc doar la sfârșitul războiului. Ce părere aveți? Cred că cei mai realiști sunt ultimii, care sunt și cei mai puțini, 14%. Și cei mai puțini realiști sunt cei cu 32%, pentru că n-ai cum, cum spunea și domnul ministru, nu ai cum să negociezi în momentul în care îți infligi
baioneta în burtă și îți împuști și îți bombardezi orașele. Nu. Adică sângele, crima, violența, ura nu pot conviețui cu negocierea. Nu se poate să te vorbi de negociere și în condiții de luptă nici măcar de dialog, cum încercat dânsul să propun o variantă mai... Vă mulțumesc mai... că ați fost alături de noi. Din păcate am ajuns la finalul acestei ediții de Studio Politic. Mulțumesc, domnule profesor, mulțumesc, domnule ministru, că ați fost cu noi la Studio Politic. Continuă însă pe larg mai multe informații despre ce se întâmplă în Israel la știrile zilei cu Teodora Tompea și Valentin Chisocean. Vă mulțumesc pentru atenție.